Salutare și bine ați venit la un nou pe canal, acesta este GTA Online și când am început episodul nu știu cum, dar m-a sunat Lester. Bun, pentru un prim episod, ce m-am gândit eu, au apărut foarte, foarte multe update-uri de curând, n-am mai jucat de foarte mult timp. Aici, nu știu unde mă, am un level 60 aproape, cred. Și ți minte că de când am început jocul ăsta, tot ce am vrut a fost ăla, tot facă un player care merge așa. Am vrut doar să strâng bani și uite că am strâns și eu niște bănișori. E foarte, foarte greu cu bani. Așa, dacă mai bagi și niște bănuți în joc, asta este. Adică dacă investești în jocul ăsta și eu am băgat niște bani pentru că eram, lasă-mă Lester în pace. Haideți să începem acest episod cum se cade. Haideți să tragem puțin din bonk, să ne distrăm puțin băjeții. Haide, 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 2, 2, 2, 2, 2, 2, bun, bun, bun. Și nu uitați, dacă vă place GTA Online, apăsați butonul de like și vom continua cu episoade. Apartamentul ăsta al meu e... oi de pula noastră. No, ce-ai făcut, mă, gigele, mă? M-am îmbrăcat și așa de mai de frumos, mai de atmosferă. Mă, mâncați-aș gura ta, dar ăsta e beat rău. Bun, înainte să începem acest episod, aș vrea să fac turul casei. Adică până ce revine hapciulitul ăsta. Vreau să vă fac turul casei. Este unul dintre cel mai scump apartament din... Lasă-mă, Lester! Este cel mai scump apartament din joc. Adică dai un milion și ceva pe el și poți să-l customizezi cum vrei. Tu ai acolo de ales niște chestii. Hai, te rog... bun, nu cred că o să putem să ne... Să prezint casa în halul ăsta. Așa că mă voi duce sus și mă voi culca. Du-te în pizda, mă, timă, caracterule. Cum să te îmbeți în halul ăsta? Mă rog, în bătate. E mai mult bong, adică e fumat. Lăsați-mă 2 secunde, vă rog frumos, să mă culc. Lăsați-mă să mă culc în patul meu cu această priveliște minunată. Și cred că vom începe turul casei. Get out the bed. Hai, mă, culcă-te azi. Bă, mâncația, și cât durează, mă, mâncația să fie asta fumat. Trăiți ar familia ta. Bun, haideți să facem dacă e turul casei așa fumat. Lasă-mă, Lester. Gata, așa a revenit. Bun, haideți să începem de aici din baie. Bun, suntem așa de frumoși, uitați-ne. Faină, așa, aici putem să facem duș nebunii de-astea. Și, na, nu facem acum duș, aici o cadă, nu știu ce, vă plac hainele mele, nu? Yeah, good. Stai să putem să fac o acțiune. Stați. Wait, vehicle, bla bla bla, spawn, yak, player, merity. Stați puțin, putem să fac o acțiune, haide mă, haide option, action. The bird. Yeah, motherfucker. Oh, yeah, bla, yeah. Bun, deci aici este baia, aici intrăm în dormitor. Acolo mergem. Lasă-mă în gâtul mătii odată. Bun, aici intrăm pe balcon, pentru că nu putem să intrăm pe balcon. Aici este dormitorul unde am dormit adineauri. Aici intrăm în dressul nostru, în dressing. Aici avem tot felul de haine pe care putem să le schimbăm. Aici avem standarduri și chestii, adică care dacă le iei de la magazin îți rămân salvate. Dar eu zic să rămânem cu hainele astea pentru că mi-e plac foarte mult, așa mai la casual. Bun. Aici ieșim, bine, aici e etajul unde dormim și chestii, aici avem un telescop pe care bine l-ați văzut, aici este living unde avem boxe, avem un foc din ăsta drăguț, care, bine, nu e foc, e doar o chestie, aici avem niște cărți pe care nu le vom citi de le dracu de aici, de cărți, eu folosesc cărțile astea doar ca să mă încălzesc focul iarna, să-mi pornesc focul, lasă-mă gâtul mătii, Lester în pizda mătii. Aici avem o bucătărie, avem vin de băut, ce căcat plouat acolo în pahar, și aici în capăt de tot avem... camera de heist, unde putem să facem tot felul de heisturi nebuni și chestii. Și dacă vom continua cu o serie de GTA Online, probabil că vom face și heisturile. Bun, haideți să mergem în garaj. În garaj unde am și eu niște mașinuțe cât de cât acolo bunicele. Sper să vă placă mașinuțele mele. Am investit de mult în, foarte, chiar am investit foarte mult în ele și chiar am pus suflet în ele. 2 secunde cu volumul. Sper că nu este problemă. Dacă vor fi probleme cu sunetul pe viitor, probabil în episoadele următoare le voi remedia. Bun, aici avem o mașină numită Banshee, care se poate tuna frumos foarte și în interior. Aici avem și un nigă pe bord acolo. Aici avem o Kuruma, mașină blindată. Aici o mașină care ți-o dă moca la început. Aici o mașină Sultan, totunat. Și aici o mașină din noul update, care mi-e place foarte mult, care arată un Lamborghini. Bun, și ce vom face cu această mașină. Cu această mașină pe gasi ripper ăsta super, nu știu ce. Trebuie să mai umblu puțin la ea. Holy fuck, ce fac playerii pe aici. Ăsta are bounty din fața mea, aș putea să-l omor. Headhunter, protect the target. What the fuck, lasă-mă. Bun. Cu grafica asta, am dat grafica puțin mai mică pentru ca să n-am probleme cu...
filmatul, să filmezi cu 60 de frame-uri și tot felul de chestii de-astea. Bun, avem, dacă puteți observa pe hartă, a, level 58, what the fuck? A intrat AI în mine. Bun, acolo cu bounty ne interesează, în primul episod nu facem, lasă-mă, Lester. Bun, în primul episod vom merge acolo, dacă vedeți pe hartă, în stânga jos, un punctuleț alb cu o barcă. Ei bine, acela este iahtul nostru. Du-te în pizda, mă! Tataie! Bun, stați puțin, că intru puțin pe mapă ca să mergem direct. Bun. Ei bine, da, am și iaht, pentru că și iahtul e o parte foarte, foarte bună. Am strâns o grămadă de bani pentru căcatul ăla. Am jucat ca Spartu. Opa, știți voi cum este când ții un joc și te joci zi și noapte în continuu ca să faci bani și tot felul de chestii de-astea. Și dacă vă luați și voi GTA sau sunteți la început cu GTA-ul, nu știu, eu la mine au lucrat foarte bine misiunile, dar nu făcute misiunile alea, lasă-mă dracului în pace. Dar nu făcute misiunile alea de 15.000 de ori, pentru că la un moment dat nu o să-ți mai dea deloc XP și bani mulți. Trebuie să le faci odată, le faci pe hard, îți dă 20.000 și ai scăpat. Și bineînțeles, misiunile de la VIP sunt foarte, foarte bănoase. De la VIP, orică aici drift! Holy fuck! Ce noise a fost! Bun, între timp ce putem face, ne putem suna la capitan, pentru că avem și capitan. Dar nu vreau să sun pe ăștia, dă-i treacu pe ăștia. Bla, ăștia sunt toți oameni de pe server. Îl sunăm pe capitan. Și cu capitanul, zicem să ne aducă o barcă aici la... Ok, 2 secunde din nou, pentru că chiar am o problemă, mi se pare că sunetul e dat tare. Sau poate că e dat tare doar de la mine din căști, dar sper că nu o să fie o problemă chestia asta. Ok, nu, că dacă nu îi răspundeam, ăsta mă turbează. Bun, hai să mergem să luăm barca aia pe care ne-a trimis-o capitanul și hai să facem și turul iahtului, zic eu, nu-i așa? Și din episodul următoare voi juca și cu alți prieteni, pentru că da, nu sunt singurul oligofren care și-a luat GTA. Și voi juca și cu alți prieteni, facem misiuni, tot felul de chestii de astea. Pentru că avem de la noul update. Ce căcat, nu intră Lamborghini-ul meu aici? A, dar astea se conge puțin din first person. Bu! A, pe futu-s gâtul, mă, te pui tu cu Lamborghini-ul meu? E, păi futu-s gâtul, mă, gata. Bun. Pentru că din nou la update ne-a băgat și o chestie gen cu CEO, adică CEO. Nu știu ce dracu e chestia, nu, mă uitam la chestia de stânga. La CEO ăsta ce faci? Pur și simplu îți faci o organizație, să zicem așa, și tu pur și simplu vinzi droguri și tot felul de minunății de astea și faci bani, îți iei depozit și tot felul de șmecherii de astea. Și e foarte, foarte tare. Și a băgat și multe chestii, elicopter, a băgat acum un elicopter blană, 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 care e belearul de tot. Și cam așa arată iahtul meu. Cam ăsta este iahtul meu în bătaia soarelui. Scrie Dragoș Iaxta acolo, nu știu, e u, nebunii de astea. Bun, hai să ne dăm jos din barca asta pe care am dat-o. Bine, ce mai avem și schijeturi, acolo avem aici avem o barcă de asta care ne-a dat-o. Opa, și aici urcăm pe iaht. Holy fuck. Din start de aici puteți vedea o chestie foarte faină pe care o voi face acum. Yeah, motherfucker. Și putem sta și jos aici și uite, putem să bem din paharul ăla la un moment dat când vrea el bea din chestia aia. Oh yeah. Ce faceți producătorilor? Stați acolo la muncă, nebuni, eu stau aici, e foarte tare. Bun, cam atât cu piscina mea privată sau ce dracu ăsta, jacuzzi. Haideți să mergem mai departe, să facem tur pe exterior și după aia intrăm și în interior, pentru că am surprize acolo în interior. Aici dacă urcăm, bla bla bla, scări nebunii, dăm de un elicopter foarte, foarte blană, care mie îmi place foarte mult, poți bei șampanie și nebunii în el. Pe partea stângă, dacă mergem, o să dăm de o fundătură, bineînțeles. Vreau să vă prezint și chestia asta. Aici, dacă intrăm, futu-s gâtul mătii, dăm de o altă parte cu multe perne și chestii, foarte multe chestii de astea și aici tot așa fundătură. Bun, haide să o luăm de la partea aia de jos, de acolo unde v-am arătat că poți intra înăuntru. Mai jos, mai jos. Scuzați că abia mi-am luat iactul și mă încurc încă puțin. Bun, și aici intrăm, cum ar veni, în partea de lux a vaporului, adică partea mai fashionistă, mai știi ce zic, cu tot felul de șmecherii înăuntru, cu dormitoare și alte nebuneli. Bun, haide să mergem. Aici urcăm sus, dar mergem mai încolo. Aici nebunii, chestii pe pereți. Aici avem o cameră. O cameră care ne dă un agheu, bineînțeles. A, da, și pe iaht aici găsești tot felul de arme. În pasă poți să dormi, oare? Da, poți să dormi, poți să dormi. Aici ușa asta e blocată, e lipită cu scoci, n-ai ce să-i faci. Aici tot felul de nebuni. Îmi place că poți să vezi pe geam și chiar merge. Aici alte camere, alte arme înăuntru. Aici foarte, foarte multe camere în orice caz. Chiar e foarte, foarte dotat iahtul ăsta. Bun.
Și acum dacă ajungem în capăt, o luăm pe scăricelele astea, acolo avem ceva de prim ajutor. Aici ajungem, nu știu, biblioteci pe care nu o să citim noi cărți. Aici iar un bonc telecomand și iată ceva care mie mi-a plăcut foarte mult. Dăm să beau. Am un bar privat. Chiar chestia asta e genială, foarte genială. Și acolo mai văd un iaht al unui tip. Holy fuck. Mă, încă un iaht acolo. Și dacă vă întrebați, nu, nu vă puteți plimba cu iaht, că nu puteți voi conduce iahtul, doar puteți să spuneți capitanului că vreți să mutați. Merci, Oliu, très bien, très bien. Nu-mi place franceză, îmi place pulania, dar normal. Haideți să mergem, să mai coborâm și hai să mergem în partea exit iaht cabin și hai să mergem în cealaltă intrare și să vă arăt ce este acolo. Cam asta o să facem în primul episod. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și vom face episoade mult, mult mai interesante pe viitor, adică cu tot felul de nebunii de astea, împușcături și tot felul de adrenalină de asta șmecheroasă. Dar acum eu zic doar să vă prezint ce aș avea. Ni radio, dar nu dau radio, cum iau copyright de mădrec. Oricum am oprit sonorul la muzică și cam așa voi merge cu mașine și nebunii. Bun, și haide să vedem. Aici este centrul de comandă al iahtului și după cum vedeți putem merge la el și face, uite, press E to move your yacht for a free, for a fee, pardon. Și aici dacă dăm putem să-l mutăm unde vrem noi, știți, cu 25.000 și duc unde vreau eu. Dar acum nu o să-l mut, bineînțeles, îl las aici că stă foarte bine. Bun, haide să ieșim, nu știu ce să vă mai arăt. Aici cu elicopterul, eu zic să merge cu elicopterul ăsta, ce zice? Hai să mergem cu elicopterul. Blană, blană, blană. În episodul următor cred că vom merge la tuning. Vreau să mai întunesc și eu sultanul ăla pentru că nu l-am mai băgat în seamă de foarte mult timp. Bun. Și dacă cumva, spre exemplu, acum vedeți un iact, da? Dacă intrăm în spațiul de protecție al acelui iact, iactul ăla va trage cu tunul noi și ne va spulbera. Acolo e mașina noastră foarte faină. Nu știu ce chestii. Pentru levelul meu nu am toate chestiile deblocate, adică am, nu sunt toate chestiile deblocate, turbo și alte nebunii, le voi debloca pe viitor, sper. Oricum, la level 70 o să-mi dea tankul, dacă nu mă înșel, și o să fie foarte, foarte blană. Și așa se vede orașul Los Santos, noaptea, foarte fain, nu știu ce nebunii de-astea. Aici fac o misiune cu OLED, nebunii de-astea. Mamă, ăla are insurgent. Dar stai că eu n-am insurgent, dar trebuie să-mi cumpăr și un insurgent. Insurgent chiar am uitat, mi-am luat mașini și chestii și chiar de insurgent am uitat. Am curma care e blindată la gloanțe, dar nu e blindată la rachete. Insurgentul este blindat la rachete, dar nu rezistă la gloanțe. Vedeți voi logica din GTA. Ce ar fi fain de făcut acum, dar nu am. Aici sunt clădirile alea de la FIB, le știți și voi de pe single player. Nimica, cine știe ce mai șmecherii pe aici. Holy fuck, trage unul cu agheu în mine. Trage unul cu agheu în mine. Trebuie să plecăm de aici. Nu știu, dar mie îmi place rău de tot elicopterul ăsta. Aici în spate poți să bei șampanie și nebunii de astea, în orice caz. Și aici e cea mai înaltă clădire de la Maze Bank. În această clădire poți să-ți cumperi sediu de la firma aia ta cu droguri și nebunii de astea. Aici în Maze Bank și nu mai știu exact unde, dar știi ce voi face? Asta voi face. Oricum, aia de la Maze Bank e cea mai scumpă presa care are undeva la 4 milioane, dar na. Va fi complicat cu 4 milioane aia, să vedem. Holy fuck, poate, poate pe viitor. Deocamdată o să-mi fac și eu un CEO cu încă. Dar am impresia că am un prieten de-al meu CEO de la și o să lucrez la el. Deocamdată până ne cumpărăm și noi unul. Și hai să vedem cum aterizăm noi aici. Warning, holy fuck, perfect, perfect. Bun, suntem blană aici în interiorul intersecției. Putem să facem mitică haos. Boom, una. Ni s-a dus una. Nu, 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 pe asta, boom, două. Și avem pe aici arme nebunii de astea. Stai că ce mai arme pe aia. Am acau. What the fuck, cum zboară asta? Holy fuck, mă atacă unii. Ok, oameni buni, cam atât a fost cu acest prim episod din GTA Online. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Ne oprim așa ca badass și aici. Haideți, pa, pa!